Hello și bine v-am regăsit la un nou vlog. Avem de gând să încep un vlog ca să-l postez duminica asta, dar nu am crezut că o să-l încep de astăzi, dar s-au întâmplat niște chestii drăguțe și vreau să le împart cu voi. Astăzi este joi la mine, după ce am terminat de filmat clipul pe care cred că l-ați văzut, acela cu proiecte care m-au dezamăgit și în care arătam, da, la fel ca acum, mi-am păstrat și bluza, după ce l-am terminat de filmat, ce am făcut? M-am dăpat cu niște ciocolată și după aia am plecat de acasă, pentru că ieri n-am ieșit din casă și am zis să fac ceva astăzi și am zis să mergem până la poștă. Sinceră să fiu, nu m-am gândit că vom găsi ceva în cutiuța poștală, pentru că nu mi-a scris nimeni că mi-ar fi trimis ceva, așa că cumva nu m-am așteptat la nimic. Dar am găsit ceva, în cutiuța poștală, și anume acest pachet primit de la o fată pe care o cheamă, cred că Baicu Simona, și este din București. Nu știu ce ar putea fi aici, ea nu mi-a scris nimic pe nicăieri sau ce puțin n-am văzut eu. Apropo, dacă vreți să-mi trimiteți vreodată ceva în cutiuța poștală și nu puteți să dați pe mine, de mine prin comentariile de pe YouTube sau pe Instagram, puteți să-mi scrieți la adresa mea de mail, o aveți în descriere, dar vă rog să nu-mi trimiteți alte chestii decât lucruri de genul acesta la care vreți cu siguranță să vă răspund. Fiindcă am și oameni care îmi scriu propuneri de colaborări pe Instagram, loc în care eu poate nu le văd de fiecare dată și e mai ușor cu mail-ul. Dar doar pentru chestii de genul sau dacă pot să vă ajut cu ceva în mod direct. În fine, și am primit acest pachetel, după care tot de la poștă am luat ceva, mi-am dat o comandă de pe Wish de 3 chestii ute și a venit una dintre ele. Și da, e aici, sunt curioasă cum este. După aceea am fost la un magazinaj de unde mi-am luat, doar o pensulă, am cumpărat niște covrici și am fost la un market italian de unde am mai multe chestii. Dar hai mai întâi să începem cu pachetelul acesta, să vedem ce se află aici. Ok, am desfăcut pachetelul, hai să vedem ce se află aici. Wow, Glam Glow Dream Duo Overnight Transforming Treatment. Nu știu ce e asta. Ia să vedem. Sunt niște mostre. Glam Glow Overnight. Da, sunt chestii de aplicat pe față de la Glam Glow. Ăștia aveau acele măști care sunt foarte celebre. Mulțumesc. Așa, hai să vedem ce mai scoatem de aici. Ia să vedem ce-or fi astea. Niște pensule BoxyCharm, cred? Au o formă foarte ciudată. Au, ce dubioșini. What? Ce dubioșini. Fiți atenți ce ciudate sunt. Sunt foarte, foarte dense și moi. Nu știu exact, cred că asta e de fond de ten. Cred că imită cumva pensulele lingură. Asta cred că e faină de contur. Da, foarte interesant. Să spuneți dacă voi ați auzit de ele, că eu nu le știu. Așa, mai departe. Am aici un portfard care arată așa, pe care scrie Origins. Origins. Oh my god, câte chestii sunt aici. Sunt 3 mostre de rujuri. Așa, eu acum mai profit încă un pic de lumina naturală, că după aia cred că o să se facă iar beznă, bine noaptea. De la Lancôme, o bază pentru mascara. O bază din aceea. Ce am încercat nu m-am mulțumit ca și bază, dar o să încerc și pe aceasta. Mulțumesc, foarte multe chestii aici. Un set, ce mișto, un șmier de fixare de la MAC, parfumul sauvaj de la Dior, pentru bărbați. Ia să vedem ce mai e aici, un creion de ochi de la Lancôme, sper că e negru. Deci chiar azi mă gândeam că n-am niciun creion de ochi negru, mulțumesc. Foarte tare, vai ce bucurie, deci nici așteptam un pachet, mulțumesc din suflet. Mi-a dat și o cremă mică de ochi de la Kiehl's, între timp am primit crema de ochi. O să vă povestesc imediat, Spice Bomb, alt parfumel. Cred că și acesta cred că e pentru bărbați, Lancôme, B-Facial, ce capac mare și dubios, deci că e capac de sticlă. Double Action Eye Makeup Remover, tot așa un produs mic pe care să-l încerc. Aici ce mai e? Cred că tot așa o mostră de parfum, abia aștept să le miros pe toate, acum nu mă lungesc fiindcă ar dura enorm. Multe sunscreen, e SPF 30 de la Lancôme, tot așa o mostră. Văd că azi camera mea pune focus, ai mă, voiam să o laud și acum era cât pe ce să mă enerveze. Pune focus relativ repede, m-am trezit bine cu ea și cât am filmat clipul cu produse care m-au dezamăgit. Asta cred că este rimel. E himnos, deci nu cred. Oh my god, ce tare, e rimelul himnos de la Lancôme. Mulțumesc, foarte tare, vai, ce mă bucur. Mulțumesc din suflet. Replica de la Maison Margiela, la Coffee Break. Cred că e un parfum care miroase a cafea. Nu știu, da. Miroase ceva... ceva... ceva foarte cunoscut, dar nu-mi dau seama. Hair Serum de la Valetric. Ce asta? Crema asta de ochi, am încercat-o, vai câte mostre mea, dar mulțumesc din suflet. Da, toate trei sunt creme de ochi de la Lancôme, de la Estée Lauder. Am încercat o mostră din crema asta de ochi, mi se pare mult mai bună ca cea de la
cum se numește, cea de la Kiehl's, mi se pare chiar mai bună. Așa, sper că nu vă deranjează mașina mea. Cremă de la Fresh, brandul Fresh, oh my god! Soy Face Cleanser. Abia aștept să-l încerc, să-mi curăț fața cu el. Așa arată. Și ce mai e, mai e cu mustră? Botanical Radiance Oil, ulei de față. Foarte tare, mulțumesc. Și asta a fost în acest portfar. Foarte tare. Hai să vedem ce mai e aici. Că sunt foarte multe produse. Oh my god, de la Dose of Colors. Deci n-am crezut că o să ating vreodată între românile. Oh my god, Nanta Flirty. Ia să vedem. Oh, ok. Sunt șocat. Vai, dar e superbă nuanța și ce catifelat este. E mus așa. E superbă nuanța, e superbă. Mulțumesc din suflet. Doamne, ce bucurie. Deci, bune. De Simona, sunt absolut șocată. Ce mi-ai pus aici? Ce sunt astea? Sunt măști, cred. Wonder. Antioxidants. Da, sunt măști de față. Morning Google Eye Mask. Așa, de la Tatcha, Luminous Dewy Skin. Oh my god, ăștia au și preul ăla de fixare celebru. Și ăsta este pentru noapte, măști de față. Nici nu știu ce brand e ăsta. Cred că e de prin Sephora sau ceva, că pare fancy. Natural Ingredients, organic. Sau nu, nu cred că e din Sephora, cred că e din astea coreene. Habar n-am, dacă știți, spuneți-mi. Doamne, 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 dar ce e aici? Ce e asta? A Pretty Glassy Skin Balm. Nu știu ce e asta, nici nu știu ce brand e ăsta. Glassy? Așa arată, e o cremuță ceva. Ce ambalaj ciudat. Ia să vedem. Da, e un fel de... Wow, ce fain miroase. E un fel de cremă ceva. Se simte foarte bine. Alunecos așa, vai, dar mirosul. Mamă, super tare, așa arată cutiuța. Ok, hai să vedem. Am și scris, Orica, am mai spus ceva de aici? N-am... Hai să vedem, ce e asta? Bobbi Brown, corector. Oh my god, cred că știu ce corector este. Vai, deci Porcelain Bisque, cred că așa se pronunță. Nici nu știu să-l desfac, deci îmi tremură și sufletul. Deci nu vine să cred, doamne. Imaginați-vă că ești total, adică am fost total șocată când am văzut pachetul acolo, am văzut că e și greu, nu știam de la cine e, zic, ce-o fi cu ăsta. Da, cred că știu corectorul ăsta. A, ce tare, și o nuanță cumva somon, așa un pic, asta cred că o să fie faină de corectat cearcănele. Da, e un pic somon alb, o să încerc, abia aștept să vedem, mulțumesc. Ce mai e aici? Celestial Thunder. O paletă? Cred că e asta. Nu știu ce paletă e asta. Ai, Dose of Colors. Cred că văd un DC, un DC. Nu? Așa arată. Wow, ce culori. Doamne, cred că mă și grăbesc un pic. Nu așteptam să fie atâtea chestii. Mamă, cunoanța asta e superbă. Wow. Oh, wow, ok. Foarte tare. Nu, scrie Dominic Cosmetics. DC. Nu știu brandul acesta, văd că este cruelty free, dar în rest nu știu, mă informez, mulțumesc. Colourpop. Vai, ești de bun, ce e asta? Super Shock Chic. Acum, ori e blush, ori e iluminator. N-am încercat nimic de la Colourpop. Este un iluminator. Așa arată, mi-am și băgat deja un pic degetul. E foarte, foarte cremos. Și am făcut aici un mic swatch. Nu știu dacă se vede că s-a întins un pic și rujul. E foarte cremos, zici că e cremă, îți jur. Deci abia așa să-l încerc și pe acesta. Mulțumesc, ce mai e pe aici? Să vedem. Mi-a trimis aici un... Da, cred că știu ce e. E o treabă din aia pe care, gen, îți amesteci fondul de ten, îl pui aici, îl ții așa și îți pui fondul de ten. Și aici o spatulă cu care să faci chestia asta. Ia uite ce tare. Tot de la Colourpop. Ăsta cred că e fard. Ia să vedem. Super Shock Shadow. Da, este un fard. Nuanța... Wettles? Nu știu să pronunț cuvântul ăsta. Hai să-l vedem, să vedem și nuanța. Ia să vedem. Îmi plac tare ambalajele lor, sunt nepractice așa, dar sunt frumușele dacă n-ai de plecat nicăieri cu ele. Asta e nuanța, se vede, nu știu dacă pune focus, e un mauve. Dar sunt foarte cremoase și nu sunt farduri cremă. De Colourpop, vă dați seama că am auzit, dar e prima oară când le ating. Lancome Juicy Tubes. Am mai avut unul de genul ăsta, mi l-a luat mama. Era transparent așa frumușel. Așa arată. Și aici este un Clinique Rinse Off Foaming Cleanser. Foarte tare. Abia aștept să-l încerc pe ăsta, că am auzit de el. Foarte tare, mulțumesc din suflet. Sper că n-am scăpat nimic pe aici. Și scrisorica mai este. Ia să vedem ce scrie. Mulțumesc, draga mea, am citit scrisorica. Ea stă în...
da, stă în America. Deja de ei se înțeleg anumite produse, cum ar fi Color Pop-ul și așa. Stai, puf, sau ca pe trepied. Am înțeles că acest pachet a ajuns cu întârziere, dar nu e nimic, că mă bucură enorm. Mulțumesc din suflet, draga mea. Ești foarte drăguță. O să păstrez scrisorii, că am un loc în care le țin pe toate. Și da, am înțeles mesajul tău cu încurajare. Mulțumesc că te-ai gândit la mine cu toate produsele. Sunt absolut entuziasmată de ele, nu mai pot. Deci nu știu dacă mă vedeți pe aici. Da, nici nu știu unde să mă uit, dar ideea e că sunt foarte multe produse de care nici n-am auzit, pe care evident că nu le-am încercat, abia aștept să le încerc. Mulțumesc din suflet. Da, am mâna plină de fericire. Abia aștept să le încerc, da, trebuie să mă pun să le miros pe toate, să mă uit la toate, să le încerc. Acum v-am zis că m-am grăbit un pic. Hai să desfacem și asta de pe Wish acum. Eu le-am comandat, sincer m-am gândit că dacă o să dau vreodată o comandă pe Wish, aș vrea să fac un clip. Bormașină, dar nu m-am urmit să fac chestia asta. Ia uitați, așa arată produsul. L-am văzut la Mia Maples, dacă o urmăriți, are ea de pe Wish mai multe din astea. Practic îți pui tu acolo apă sau spray-ul de fixare sau orice și el îți pufăie pe față într-un jet, să zic, foarte, foarte subțire. El probabil că imită un produs mai scump. Toate zgomotele din lume, nu știu că a pus focus. Da, deocamdată mă bate, nu știu cum funcționează, dar o să mă uit, acum nu se mai închide, da, nu știu exact care e faza, idee, cam și un USB. O să mă uit pe instrucțiuni și o să le încerc și vă țin la curent, nu știu. Mi se pare fain că are un pulverizator foarte subțire și o să fie fain pentru spray-ul de fixare, pentru că nu îți lasă urme, de asta l-am și luat. Nu mai știu cât a fost, dar în total cred că am plătit pe 3 sau 4 chestii $10. Da, și mă rog, dai chestia asta în jos, se aprinde. O să vedem care e faza. Mai am ceva să vă arăt, da. V-am zis că am fost la un market italian. Hai să vă arăt ce am luat de acolo. Pentru cele care sunteți din Galați, acest market italian se găsește, cred că în mai multe locuri, dar noi am fost la cel de pe Brăilei. Am luat un șuiept cu grapefruit care este foarte, foarte bun. E chiar foarte fain, nu mă așteptam. După aceea am luat niște pâinici din astea care mi se par mișto de mâncat dimineața pe ele, gem și alte chestii, mai ales dacă n-ai pâine în casă, cred că e super bun așa și probabil sunt crocante. Niște geleuri. Astea sunt cu fructe de pădure, cred că din alea în zahăr. Am luat două borcane, dintre care unul are măsline verzi. Am început să-mi placă și mie măslinele, astea sunt în saramură. Așa, și asta este un sos pesto cu ceva, stați, parmezan. Și mi se pare că sună foarte interesant. Asta este pensula despre care vă povesteam că am luat-o astăzi. E drăguț că așa am dat 5 lei pe aia de la Oranjoli. Și așa sunt covrigi. Am luat covrigi cu semințe. Îmi plac la nebunie ăștia. Unul cu susan. Vreau să-i las să se usuce un pic și să-i mănânc dimineață cu brânză și chestii. Aba, nu. Dar sincer, vă fie foarte gustoși. Sunt înconjurată de produse. Acum, luni seară am primit ceva foarte, foarte drăguț și vreau să vă inserez aici clipul pentru că eu am filmat luni seară sau marți seară, nu marți seară, marți seară. Așa, am filmat pentru că știam că voi face un clip și o să vă inserez chiar aici acea bucățică de clip. Ok, Andreea din trecut aici. La mine în momentul ăsta este marți seară și după cum vă ziceam, cred că mai devreme, cumva habar n-am, filmez foarte ciudat. Am aici un colețel, un pachetel de la draga mea prietenă Corina, și zic prietenă pentru că da, ne-am prietenit foarte tare prin intermediul YouTube-ului. V-am mai povestit eu de ea, cred că v-am mai zis și în ultimul vlog. Știți că mă plângeam eu mai de mult când doresc o lampă cu lună, dar nu, am vrut să-mi cumpăr și mi-a spus ea că mi-a luat și deci știu ce se află în acest pachet, dar din ce mi-a spus ea, părea că în pachet va mai fi ceva și că ar fi bine să filmez, așa că asta fac, am tăiat pachetelul și văd o cutie, dar nu știu ce este în rest, așa că da, voi filma și știu sigur că aici se află o lună din aceea, dar nu știu exact care e faza cu ea, așa că o să vedem împreună. Da, n-am mai pus chestii. Ia uitați, hai să ne uităm mai întâi la pachetelul acesta. Este o cutie aici foarte drăguță, cu o lună care e prinsă. What? S-a prins, oare a stat așa? Mă rog, este acea lampă cu lună de care vă spuneam. Am înțeles că ar avea diametru 20 de centimetri și este superbă. Stați să văd care e treaba cu ea. Are aici o telecomandă și cred că poți să o pornești, să o oprești. Ia uite, se face albastră. Sper că se vede și pe cameră. Verde, portocalie. Da, e genială. Deci, nu știu, când mi-a zis că o să-mi dea ceva, am zis că... Wow, mulțumesc! Și văd că vine și cu un suport din acesta, de lemn. Și se încarcă cu USB, dar ea este superbă. Îmi place foarte mult că e texturat. Uite, iar s-a prins. Cred că merge cu touch screen. Da, ia uite, dacă apăs pe chestia asta... Deci nu cred! Cât de tare, da, e foarte faină. O să o las aici prins, deși văd că are baterie. Da, îmi place foarte mult că e texturată, adică are textură de lună și va fi senzațională. Mă rog, eu probabil
O să vă arăt în vlogul acesta niște imagini, dacă nu v-am arătat deja. Mulțumesc din suflet, Colina, este senzațională, e superbă, e minunată, nu trebuia, dar ea este o drăguță și sunt sigură că veți mai auzi de ea și o veți vedea prin clipuri, probabil, cine știe, pentru că am devenit foarte apropiat. Bun, o să scot cutia asta, care e foarte faină și cred că o să fie încântată, pentru că este aici cu mine, lângă un castron cu ananas. Ia, poți să te bagi aici dacă vrei. Aici este factura, fiindcă mai că dacă e vreo problemă cu ea să pot să o returnez. Și în pachetel vă că mai țin câteva chestii, ups, au căzut. Așa, bă, niște biscuiți de ăștia buni de la Milka, soft. Mi-am dat gura apa, abia și să mănânc, dar cu faină de mama. Așa, vă că mi-a luat un gel de duș din gama I Love, Peachy Passion Fruit, Bath and Shower Cream. Smell delicious, feel delicious. Și, văd că e trecut aici prețul cu markerul, cred că le-a luat de la... De fapt, da, uite, mai sunt prost secatrice. Cred că le-a luat de la magazinul Shiny. Miroase a prăjitură. Miroase a prăjitură cu lămâie sau ceva. O să-l folosesc în seara asta la duș. Mulțumesc foarte mult. Și văd că mai sunt aici trei chestii, dintre care ceva ce vă povesteam în vlogul trecut că am vrut să-mi iau, și anume nuanța light din creionul de la Catrice. Eram cu ea atunci în magazin și nu mă puteam eu hotărâ între nuanța light și nuanța medium și până la urmă am luat-o pe aia medium și ea se pare că mi-a luat-o și pe asta light, care văd că e destul de deschisă. Mulțumesc că abia aștept să încerc mâine să văd care e diferența. Cred că părul meu e undeva între cele două. Mulțumesc! Așa, o paletuță cu Creamy Matte Lip Palette. Oh, ce tare! E o paletă de la Catrice. Wow, oh, și pensulă. Da, e o paletă cu rujuri mate. Doamne, are pensulă și oglindă, dar pe mine pensula mă moară, că niciodată n-am pensule de buze și asta are și două capete. Și văd și o chestie, deci culori de rujuri, evident. O chestie... O ceară așa. Ah, cred că ăsta e balsam de buze. Sau bază sau ceva, nu știu, nu văd să scrie undeva. Și în capăt văd că e ceva fard auriu sau ceva. S-ar putea să fie un fel de... Luciu, stați că deschid să mă uit. E un fard auriu. Pentru ce-o fi asta? Oare să spui pe buze sau să-ți iluminezi? Nu știu. Dar oricum arată foarte bine și cred că o să încerc una pe mână. Ia asta să văd. Cred că, uite, ăsta. Cred că e un nude foarte frumos. Ia să vedem. O să mă lumuresc eu ce e cu ea, dar nu pare mată. Adică nu pare că are textură mată. Oare dacă aplici chestia asta peste? Nu știu, trebuie să fac experimente oricum. Hai că până la urmă m-am dat pe buze cu culoarea asta ca să văd care e faza cu ea. Se simte confortabil. Nu se simte... mată sau ceva, s-a aplicat frumos, să vedem acum care e faza. Mulțumesc, foarte tare. Creamy Matte Lip Palette. Creamy, cred că rujurile până la urmă sunt creamy și faptul că n-au sclipici înseamnă că sunt mate, nu știu, vom vedea, o să mai pun la teste. Și mai am aici un tuș, tot de la Catrice, Eye Matic Deep Liner, nuanța Deep Black. Hai să vedem cum arată pensula. Oh, e din asta cu burețel și pare foarte negru. Da, foarte tare. Ia să-l încerc un pic pe ochi. La mine acum e seară. V-am și zis că e marți seară și mai târziu oricum o să mă demachiez. Hai să vedem care-i treaba. Am deja tuș la ochi, dar îmi dau seama așa ca idee. E destul de rigidă pensula, dar nu prea am lumină. Dar el clar este intens. Să vedem cum o să mă descurc cu asta. Cu pensulica de tip carioca. Foarte tare, mulțumesc, abia aștept să-l încerc. Deja am o grămadă de produs secatrice, poate voi face un full face cu produs secatrice, fiindcă de anticearcănul lor cu siguranță sunt îndrăgostită, poate o să-mi iau și fondul de ten acela cu pipetă, să-l încerc, sau poate alt fond de ten dacă au ceva hidratant și facem un full face. Ei, cum ar fi? Ar fi fain. Bun, acesta este pachetelul de la Corina. Mulțumesc foarte mult pentru chestii, nu trebuia, dar ea este o drăguță și o darnică și mulțumesc din suflet. Hai să revenim în prezent, să zicem așa. Deci da, ați văzut ce oameni minunați am în jur și oh my god, deci nu știu cum să vă zic, dar de când am primit Luna, pe care ați văzut-o, o țin aprinsă în fiecare seară și este senzațională, poate să vă arăt în vlogul acesta, de fapt sigur o să vă arăt. În afară de asta, dacă tot suntem la capitolul primit, am mai primit de la Flori un pachet, știți că mi-a trimis ea două lenjerii, mi-a mai trimis încă patru și ia să vi le arăt totuși dacă suntem aici, op așa. Aici am doar două să vă arăt, pentru că pe una i-am dăruit-o mamei și pe una am pus-o pe pat. Este genială, deci materialul mi se pare senzațional și e super modelul. Ne-a dat lenjeria de pe pat pe care o să vă arăt când o să vă arăt și Luna într-una din zilele astea. De asemenea, și pe aceasta. Deci nu știu dacă vedeți cât este de frumoasă. Pe asta am zis că o să o păstrez până la primăvară. Cât mai e puțin. Dar o să o păstrez în țipla aici, să o mai țin așa de rezervă, că am deja 100 de lenjerii deschise și ceva. Deci pregătiți-vă. Pam, pam. Lenjerie cu pisici. Deci este super, nu știu dacă o vedeți cât de drăguță e pisica asta. Și pe ea scrie că ar fi 3D. N-am desfăcut-o la fel pentru că vreau să o protejez, dar când o să o desfac, o să vă arăt.
da, nu știu ce să vă mai zic. În afară de faptul că sunt foarte, foarte norocoasă și nu știu ce am făcut să merit toate astea, uneori stau și mă gândesc, dar cert este că cu orice mică chestie, scrisoare, mesaj, fie că îmi trimiteți tot felul de obiecții, îmi faceți viața de mie de ori mai frumoasă și vă mulțumesc enorm. Uneori mă scoateți din niște stări din care n-aș ști cum să mă scot altfel, dar când văd apreciere și dragoste așa prin pachetele, prin mesaje, cum v-am zis, mă simt de 10 ori mai bine. Ok, gata cu partea asta a vlogului, nu o să fie doar despre asta acest vlog. Mâine este 14 februarie și deși nu sunt neapărat nebunită după Sfântul Valentin, mă plictisesc și mi se ia de toate inimioarele și ce mai văd pe la magazine, dar cumva s-a întâmplat ca mâine seară să ieșim în oraș, să ieșim cu prietena mea de care v-am și zis mai devreme că mi-a dat luna aceea și cu care am și fost la eveniment în vlogul trecut. Pot deja să zic că o consider prietenă, deși ne cunoaștem de puțin timp, dar uneori cu unii oameni face așa un click instant și vom merge mâine seară, așa noi două cupluri să zicem, ne luăm un partener și mergem la restaurant. Avem rezervare la restaurantul englezesc și vom merge acolo să luăm cina, cred că la 6:30 zicea că ne vedem. Așa că o să vă iau și pe voi să vă filmez, să vedem care e atmosfera. Am senzația că o să fie foarte plin, pentru că fiind Sfântul Valentin ar fi și culmea să nu fie oamenii ieșiți în oraș și cam asta. În rest vă mai arăt una alta prin casă. Filmez mâine și dacă este, filmez și sâmbătă, când cred că o să merg pe la tatăl meu, dacă nu, oricum vedem noi ce o să iasă. Deocamdată asta a fost prima parte, să-i zic așa, a clipului, care nici măcar nu era planificată, v-am zis că n-aveam de gând să începați vlogul, dar uite cumva am vorbit 20 de minute sau cât o fi trecut, cred că și mai mult de 20 de minute, cu această parte plină de bucurie și măsline. Okidoki, haideți că mă pun aici să strâng, să mă mai uit la produse, trebuie să le iau pe fiecare, să mă uit, să citesc despre ele, fiindcă acum nu prea am înțeles mare lucru. Din cauza faptului că m-am grăbit, dar nu-i problemă că imediat recuperez. Noi ne auzim astăzi probabil mai târziu și vedem ce face. Poate ne punem o mască, dacă tot am primit, ne punem să vedem, să le încercăm. All I want from you is to listen and remember the good times. If you think of all that we leave out, is that weird you're feeling good? I know nothing ever turned out as you wanted to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes, it's coming right at me all over again. Neața, am vrut și eu să încep astăzi vlogul prin a vă arăta ce cadou frumos am primit azi de Sfântul Valentin. Este o zambilă care este foarte parfumată, deci este în primul rând superbă. Am pus-o aici între lalelele mele și este foarte parfumată, miroase toată sfrageria și voiam să vă mai arăt ce am făcut acum. Și anume, am pus pe pat pătura asta care era de Crăciun, dar eu zic că merge perioada asta, plus că am vrut să o punem pe cealaltă la spălat și e foarte drăguț, plus că, cred că ați văzut aseară când am filmat, că a apărut aici o oglindă. Am improvizat practic o oglindă și acum am ornat-o așa cu inimioarele astea care sunt cumpărate de mama, parcă ni le-a luat-o cu 2 ani sau ceva de genul, din Ikea și au beculețe și de seara o să vi le arăt, că o să le aprind și da, așa arată colțișorul acesta, e tare, tare drăguț, cu pernuțe, cu pătura roșie, îmi place mult. V-am zis eu neața, dar nu e chiar neața, e 2:07. Eu sunt trează de la ora 10 și ceva și de atunci am făcut baie pe cap, pentru că aseară n-am avut chef, sincer să fiu, adică era vreo 7 ceasul și m-am gândit dacă fac baie acum, având în vedere că în casa asta nu mi se usucă la fel de repede părul cum se usca dincolo. Dincolo aveam deasupra patului un panou și părul meu în 3 ore era perfect uscat. Acum îi trebuie vreo 4-5 ore și încă mai un pic jilaf pe aici pe la spate și nu vreau absolut deloc să mă curc cu părul. Așa că trebuie să încep să mă spăl pe cap de mai devreme, aseară fiind ora 7 și ceva, am zis că nu fac baie seara respectivă, m-am curcat cu codițele pe care le-am avut ieri și am zis că în funcție de cum se simte astăzi părul, deci dacă aplic șampon uscat sau dacă fac baie pe cap. Și m-am trezit dimineața, mi-am despletit părul și nu mi-a plăcut deloc cum s-a simțit. El arăta foarte frumos pe lungime, dar aici se simțea extrem de încărcat, așa cum era cumva de așteptat, fiindcă la ultimele 3 sau 4 spălări pe cap mi-am aplicat mască pe absolut tot părul, pentru că mă simt datoare față de el să-l hidratez foarte bine după faptul că a trecut printr-un decapaj, știți doar că mi-am deschis culoarea părului. Și n-am nicio lună și am zis că o lună o să încerc să nu folosesc căldură, decât poate puțin fion, astăzi cred că va fi nevoie, dar o să încerc să nu folosesc căldură și o să încerc să-l hidratez super tare. Și aplicând masca la rădăcină se îngrașă și foarte tare, foarte repede.
așa că a fost necesar să spăl și am stat cu tratament, am stat cu uleiuri, am stat cu mască și acum m-am clătit și e ceasul 2, o să stau așa un pic cu prosopul, după care îl las liber să se usuce, poate să-l usuc un pic cu fionul și vom vedea care-i treaba. Am mâncat micul dejun, am editat clipul pentru astăzi, astăzi fiind vineri, 14 februarie, cred că v-ați cam prins, dacă nu v-am și menționat și v-ați cam dat seama din ce-i pe aici, că-i decor. Și trebuie să intre clip. Am editat clipul cu produse care m-au dezamăgit. Clipul are vreo 40 ceva de minute. Stați să văd. Nici nu știu în ce stadiu este cu exportatul. Uite, mai are jumate de exportat. 44 de minute și 4 secunde mi-arată mie aici. Și în 40 de minute se exportă. A durat vreo oră jumate toată chestia asta, fiindcă e un clip destul de lung. Și asta am făcut. L-am editat, am făcut baie pe cap, am mâncat, am așezat pe aici ce vedeți, am pus și o mașină la spălat ca să o auzim pe fundal, că ar fi păcat să nu. Și acum până la ora 4 mai fac de lucruri pe aici, după care o să încep să mă pregătesc, pentru că în seara asta ieșim în oraș, după cum v-am spus, vom merge la restaurantul englezesc împreună cu Corina și cu soțul ei, Corina fiind fata, dar v-am povestit ieri, deci mai dau mie explicații și tu știți pe Corina deja, poate o să vă și prezint, și o să mergem împreună acolo să luăm cina, nu știu ce vom mânca, ce vom bea, ce vom... sper să fie frumos oricum și vreau să mă aranjez, vă dați seama, sper să mi se usuce și mie părul până atunci și să-i fac ceva, nu știu ce o să fac cu el pentru că n-aș vrea să-l îndrept sau să-l ondulez, adică n-aș vrea să pun căldură pe el, nu știu, poate să-l împletesc cumva, o să fac un coc drăguț, nu știu sigur. Tot astăzi vreau să testez produsele noi pe care le-am primit ieri, le-am lăsat aici pe birou și abia aștept să le folosesc astăzi, să văd ce look îmi va ieși. De haine sunt oarecum sigură de ce vreau să mă îmbrac, aș vrea să-mi pun rochia pe care am avut-o la petrecerea de Crăciun, dacă mai țineți minte, o rochie roșie foarte frumoasă, dar nu sunt foarte sigură, optez între ea și o bluziță așa cu umerii dezgoliți, mă mai gândesc, v-am voi proba diseară și vară și vouă. La 8 și 10 o să vină să ne ia și la 8 jumate avem rezervarea, 8, 6, de ce zic 8, 18, 6 seara, zic mai prostii. Da, și cam asta este pentru ziua de azi. Trebuie să filmez și tutorialul de luni, mâine sau poimine. O să fie un pic diferit, uite, și cu ocazia asta vă și anunț. Tutorialul de luni nu o să apară luni dimineață, pentru că am în minte altceva și aș avea nevoie de un pic mai mult timp. Nu doar asta, plus că știu că luni dimineața, cele care vă uitați, preferați un tutorial din ăsta mai scurt. Eu aș vrea să fac ceva un pic mai lung și să-l postez tot luni, pentru că e la rubrica de machiaj. Și o să fie un clip în care mă machiez doar cu produse sub o anumită sumă. Vor fi produse ieftine și bune. Abia aștept să vă arăt produsele în care eu cred foarte mult, chiar dacă sunt ieftine, abia aștept. O să fie super fain. Și dacă mâine dimineață, practic, nu o să vedeți tutorialul de luni, nu vă faceți griji că o să-l vedeți seara. Pe la 4, 5, 6, când o să-l postez, o să-l vedeți și sunt sigură că o să fie de folos măcar unora dintre voi care căutați produse ieftine și bune. Da, bun. Și trebuie să-l filmez zilele astea. Cam asta ar fi de spus. Ai miroasea de frumos de la Zambila, aia nu vine să cred. Noi ne auzim pe parcursul zilei de astăzi și da, o să fac ce v-am spus. Acum o să-mi desfac și eu părul din prosoperul acesta. Și îmi văd de treabă pe aici, trebuie să gătim prânzul. Cred că o să facem niște cartofi la cuptor cu terea mea rasă pe deasupra, sunt extrem de gustoși. Sau poate facem și cartoful ăla dulce, că avem un cartof dulce și îl mâncăm și pe acela în felul acesta. Nu știu, ne gândim. Ne-am achiziționat un cuptor nou care este superb, e impecabil. Poate vi-l arăt astăzi, că n-am apucat, l-am luat acum vreo 2 zile și am gătit deja la el. E superb, celălalt nu mai era, nu-l mai puteam folosi, l-aveam deja de 2 ani și nu, s-a dus încet încet, nici nu am avut mare grijă de el. Dar acum că avem cuptor nou, e altă atmosferă când gătim. Okidoki. Cam atât deocamdată și ne auzim mai târziu. Se pare că le place foarte mult pătriga, cum am pus aici pe canapea. S-au pus amândouă așa foarte, foarte drăguț, o vedeți și pe puf operată. Și pe micuț, grăsuță, care mai devreme tușea sau nu știu ce era exact cu ea. Dar și-a revenit. Și da, stau ieri aici pe canapeluță. Acesta este noul cuptor. E tare, tare drăguț. Păcat că nu prea are loc în casa asta, dar e ok. Și ăștia sunt cartofi, nu știu dacă îi vedeți, mă așteptam să-i vedeți mai bine, dar nu, cred că se vede foarte bine. Dar să vă deschid un pic pentru voi, nu știți la nimeni, așa arată. Sunt cartofi dulci și cartofi normal, tăiați în două cu puțină sare și am pus eu niște condimente deasupra că mă plictiseam. Dar în principiu cu sare, după care o să punem pe deasupra, o să radem niște telemea de vacă și poate un pic parmezan, o gogonea, o chestie de treabă și aia e. Așa, am primit și asta de Sfântul Valentin. Am primit ciocolată și flori, nu-i așa că e clișeu? E ciocolată din asta Mersi și are fix aromele care îmi plac mie. Ciocolată cu lapte, ciocolată cu alune, ciocolată cu cremă și pralină, nu știu ce. Ah, dar n-are... Da, mai e o variantă cu 4
sortimente din astea, care are și ceva cu umplutură de cafea, care e foarte bună, dar din păcate are și un sortiment cu ciocolată neagră, dar mă rog, mi-a luat-o pe asta și e foarte bună, o pun la sertarul cu dulciuri, mă rog, dulapul cu dulciuri, aici avem dulciuri, să știți, și o să încerc să nu mănânc pe toată odată. Momentan, având o mega pasiune pentru Ferrero Rocher, cutia asta, cred că vă dați seama că era plină și am mâncat-o pe toată, de duminică până azi, dacă nu mă înșel. Dar e foarte fain, pentru că chestia asta după aia o să o folosesc ca să depozitez machiaj. Este absolut perfectă pentru așa ceva. Și așa arată într-un final cartofii. Mă rog, înainte să punem unt, brânză și ce mai am aici. Și cartoful dulce ăsta este foarte păstos. Și cartofii sper că sunt făcuți interior, dar e foarte bun. E chiar foarte, foarte gustos. Și cam asta e. Poftă mare să avem. Hello! Sunt în sfârșit gata. E, cred că, 6, s-a stat să văd. 6 și 4 minute, deci practic în vreo 5 minute trebuie să coborăm. Și sunt gata, a fost tare mare distracție, între ghilimele, evident, cu alesul hainelor și cu părul, vedeți cum stă părul meu, măcar s-a uscat stăla asta, n-a trebuit să bag fionul în el, dar e foarte puffy, așa că așa este textura naturală a părului meu și n-am avut ce să-i fac, așa că l-am prins într-o coadă. Sper că arată decent, m-am și machiat. Ăsta este rujul de la, cum se numea, Dose of Colors, nuanța Flirty, cred că era. Asta e bluza pe care o știți de asta vară, a fost a 17 opțiune, dar este singura cu care m-am putut înțelege. Pantaloni negri, mă rog, și acum mutam din rucsăcelul de zi cu zi lucrurile în geanta asta. Și am zis să vorbesc acum cu voi, pentru că după aia plecam și iar ajungeam la restaurant, filmam cadre pe acolo și după aia vă ziceam, am ajuns acasă, n-am apucat să vorbesc cu voi pentru că m-am grăbit. Lucruri pe care cred că l-ați auzit de 5 miliarde de ori deja. Ia uite ce asortată sunt, foarte tare. Ce să vă mai zic altceva, încă n-am postat pentru că sunt mult prea agitată să mă pot concentra la chestia asta, dar aștept să ajung acolo, să stau 2 minute să mă concentrez, să postez. Și aia e, să vedem, enzime, oglindă, apoi cred că iau toată chestia asta, să văd dacă încape. Nu știu, mai aveam ceva să vă zic, nu sunt sigură, doar că sunt gata, îmi pregătesc poșetuța, nu știu cu ce mă încalz, fac. La asta nu m-am gândit. Nu știu cu ce mâncă, panică, cred că trebuie să-mi scot încălțăminte de pe aici, că e băgată prin diferite locuri. M-am dat și cu parfum. Okidoki. Păi, nu știu, să vă arăt la oglinda asta cum arăt, cred că v-ați cam prins. Plus că cred că sunt oglinzi la locul unde mergem. Bine, hai că închid și eu luminițele astea pe care le-am aprins. Și mă duc, mă încalț cu ce mă gândesc eu și mergem la restaurant să vedem ce mâncăm acolo, cum va fi, cât de aglomerat va fi, având în vedere că e 14 azi, cred că e tot orașul prin oraș, evident. Unii sărbătoresc relațiile, alții sărbătoresc singurătatea și noi, sincer, de ce mergem? Mergem ca să stăm, să petrecem niște timp drăguț de calitate. Să-mi pun și ceasul, deși nu prea por ceas. Gata, vă las că dacă stau cu voi la vorbă, o să întârzi și mai rău, deși nu cred că e posibil. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Am ajuns acasă, am aici gogoașa și mi-am pus ananas să mănânc, fiindcă am avut o cină relativ copioasă, mă rog, n-am mâncat chiar atât de mult, dar mă simt un pic full. A fost o seară senzațională, deci n-am filmat foarte mult, cred, pentru că, nu știu, nici n-a contat mâncarea, nici n-a contat unde eram, a fost super mișto compania, v-am zis cu cine am ieșit. A fost senzațional, deci vreau să vă zic că au fost niște faze la care am râs cu lacrimi. Nu știu dacă se vede, dar mi s-a întins tușul, rimelul, creionul, toate varză pe sub ochi, dar nici nu-mi pasă. M-am simțit extraordinar. Poate e ciudat să zic chestiile astea pe cameră, mai ales având în vedere că probabil Corina se va uita la imaginile astea. Dar de ani de zile, nu, deci nu știu dacă, de fapt nu cred că am avut vreodată un moment să am un vibe atât de fain și să mă simt atât de bine cu niște oameni. E poate ciudat să zic chestia asta, dar serios, deci odată la 1000 de ani cred că întâlnești niște oameni cu care te înțelegi atât de bine și care ai niște discuții atât de faine și cu care ai un click instant. Deci mi se pare ceva extraordinar și nu știu, oh my god, în fine.
Cam asta a fost pe seara asta. Ați văzut ce am făcut, ați văzut ce am mâncat. Ca impresie despre restaurantul englezesc, servirea proastă, berea la draft aparent proastă, nu știu, nu mă pricep, dar n-avea acid, vă zic așa pe viitor dacă e. Deși eu și cu dragul meu iubit am avut discuții de 1000 de ori să nu-și mai ia bere la draft, pentru că de fiecare dată are probleme cu faptul că nu este acid în berea respectivă. El tot insistă și insistă și insistă și mereu e dezamăgit. Poate se va lecui la un moment dat, dar nu pare că are de gând. Mâncarea a fost bună, eu mi-am luat niște sandvișuri cu cartofi prăjiți. Ideea era că scria sandwich Dublin, parcă se numea sandwich, dar erau 4. Mă rog, cred că erau 2 mai mari, tăiate în câte, în 2 cum ar fi. Am mâncat jumate dintr-unul și restul am luat la pachet și am ronțăit cartofi și ce-am mâncat restul. Adică m-am săturat din ce-am mâncat restul. Ați văzut ce-am mâncat celelalte persoane și din asta m-am săturat. Apoi am mâncat și un pic de tort merenghe, cred că se numea. Am băut limonadă cu ghimbir, la fel bunicică, mai bună a fost cea de la Amadeus, cred că se numea restaurantul, dar a fost ok și asta. Asta cred că a fost cu apă minerală, ceea ce nu prea înțeleg, nu prea îmi plac limonadele cu apă minerală. Nu știu, deci vă zic, n-a contat cu ce m-am îmbrăcat, cât nervi am făcut eu acasă înainte să plec. Și trecuse așa tot cheful, m-am enervat și cu părul ăsta că era, stătea ca naiba și a trebuit să-l prind, încă nu stă extraordinar, stă foarte drept pentru cum e părul meu, că v-am zis că părul meu e așa tot ca la un leu. Dar nu știu, instant, deci pe bune, atât de mult contează oamenii cu care ieși și cu care îți petrești timpul. A fost, cred că, cel mai reușit Valentine's Day și nu într-un mod neapărat romantic, pentru că n-a fost neapărat cazul și oricum nici nu mă interesează neapărat să am o seară romantică de Valentine's Day, poți să ai o seară romantică, o zi romantică, o viață romantică, oricând, evident. Dar a fost foarte plăcut, relaxat, am râs din tot sufletul, am fost sinceră, fără chestii de-alea cringe, știți voi, cred că ați pățit, nu, cu oameni. Fără situații inconfortabile, am fost de acord aproape tot timpul, adică pe bune, serios, nu știu, wow. O să tac cu chestia asta, că probabil sunt ciudată, dar așa mă simt în acest moment și mi se pare corect să împărtășesc asta cu voi. Ceea ce privește rujul de la Dose of Colors, ăsta este cel despre care vă spuneam. Păi, eu zic că nu a rezistat groaznic, dar nici bine. Apreciez la el faptul că nu s-a întins, sau cel puțin, așa mi se pare mie. Da, nu s-a întins, adică nu s-a transferat. A rezistat cât de cât, adică el încă este pe buze. Da. Nu este cel mai rezistent ruj, dar sincer, mi-a plăcut, adică îmi place. Îmi place și culoarea, e roz așa și mi se pare că se vede foarte bine cu părul meu. Deci gata și cu update-ul acesta. Acum, mă gândesc ce să fac. Dacă să închei vlogul în seara asta, dacă să-l mai țin. Dacă îmi vedeți halatul murdar, să știți că da, este un pic pătat, să-l dau la spălat în seara asta. L-am spălat acum 2 zile, dar l-am murdărit de fond de ten și toate alea. Și-l dau în seara asta la spălat și fac și duș. Paranteză închisă. Nu știu ce să fac pentru că nu știu cât am filmat. Deci nu știu până la momentul ăsta când filmez cât este, pentru că n-am editat și la vloguri e un pic complicat să-mi dau seama cât am. Eu încercând să țin vlogurile între 40 de minute și o oră, cam în zona aia, și n-aș vrea să fac nici vlog de 30 de minute, deși sunt sigură că am trecut de ele. Andreea de la editare confirmă dacă e așa e. Așa, și nu știu, ideea e că în seara asta nu mai fac nimic special, vă dați seama. Vreau doar să vă arăt luna pe care o am tot de la Corina, luna mea dragă pe care o țin aprinsă toată noaptea și o ador. Lenjeria de pat aceea absolut superbă de la Flori. Și să vă arăt chestiile astea, după care aș vrea să închei vlogul. Așa m-am gândit eu. Mâine dimineața este sâmbătă. Mâine toată ziua este sâmbătă. Dar mâine dimineața la 10:30 mă văd din nou cu Corina, pentru că n-am stat destul de seara asta. Vrem să ne vedem și mâine, ne vedem și duminică, avem o grămadă de treabă. Vrem să ne vedem, să mergem până în mall de dimineață, pentru că are ea niște treabă. Trebuie oricum să-mi iau și o soluție de curățat pentru și nu ratez ocazia să merg în mall, având în vedere că n-am mai fost de mult timp. Cred că am 2 săptămâni, sincer, de când am fost în mall și nici nu simt nevoia. Dar da, ne vedem dimineața, mergem o fugă în mall. Și nu știu dacă să iau camera cu mine să filmez, să nu filmez, nu știu sigur. Cred că o să mă uit un pic în seara asta peste ceea ce am filmat până acum și în funcție de asta o să decid dacă vreau sau nu să continui vlogul. Da, cam atât deocamdată. Continui ananasul, mă uit un pic pe YouTube să vedem ce se mai întâmplă, cine ce-a mai postat cât am fost plecată. V-am zis că e ceasul 11 noapte, am stat la restaurant, cred că 3 ore, 4 ore? Am ajuns la 6:30, cred că un pic mai devreme, 6:30 și am plecat pe la vreo 10:20, pentru că nu ne mai puteam opri din vorbit, dar a fost senzația, nu că dar, că partea cu ne mai puteam opri din vorbit este extrem de pozitivă, cum nici acum nu mai pot opri din vorbit. Gata, tac, ceasul v-am zis, 11, o să mă pun să fac duș,
cred că următoarele scene pe care le veți vedea vor fi din dormitor, unde nu cred că am filmat. N-am filmat până acum, așa, nu cred că am filmat. Să vă arăt lingeria de pat. A venit cu Farina și Luna. Și ne-am auzit atunci. Am făcut duș, m-am dat cu chestii pe față, încerc setul acela de la Glam Glow, overnight treatment sau ceva, cred că o să-mi ajungă vreo 4 sau 5 zile, nu știu câte rezultate o să văd, deocamdată îmi place hidratatenul. Și mă pregătesc să mă bag în pat și am zis să fac ce v-am promis ca să pot să închei și vlogul. M-am hotărât până la urmă să-l închei în seara asta, pentru că mâine cred că va fi ceva foarte relaxat, adică o să mă trezesc, nu știu dacă mă machiez, cred că eu am micul dejun și o zbugim în mall, așa că nu cred că va fi ceva neapărat de filmat. Nici cumpărături foarte mari n-am de gând să fac, e pur și simplu o fugă până mult, după care mă întorc acasă și îmi continui treaba cu filmat tutorialul de luni, editatul acestui vlog și ce mai am eu de făcut. Hai să vă arăt lingeria de pat, patul nu e în cea mai bună stare a lui, dar o să vă arăt oricum și o să vă explic care e treaba și vă arăt și Luna după care încheiem vlogul. Hai să sting lumina, de fapt nu, mai întâi vă arăt lingeria de pat, după aceea sting lumina, nu cade chestia asta de pe păr. Bun, așa arată lingeria de pat. Acolo sunt pernele, le-am mutat, este absolut superbă, după cum puteți vedea, e exact ca în imagine, e albă pe partea asta, după care pe aici continuă cu niște modele foarte drăguțe și așa arată o față a cearșafului de plapumă, iar pe partea cealaltă este acest mov frumos cu flutura așa alb, care se sortează cu cearșaful de pat, care este la fel, iar apoi fețele de pernă sunt, după cum puteți vedea, pe o față cu alb și fluturi portocalii și pe cealaltă față așa. Deci, practic, poți să folosești cum vrei tu, poți să întorci și chestia asta invers și, practic, toată lingeria arată absolut la fel, ca să nu te plictisești, mi se pare absolut genială, materialul este foarte, foarte bun, deci, nu știu, e extrem de moale, e confortabil, nu se boțește, nu zgârie, nu prea se vede nici părul, deși pisicii oricum nu prea stau prin pat, nu știu de ce, sunt mai mult interesate să doarmă pe covorul din baie în timpul nopții, nu fâșnește, cum am mai pățit, deci nu, e chiar foarte, foarte calitativă, mi se pare senzațională. Acum hai să stingem lumina ca să vă arăt Luna. Ok, am stins lumina și nu știu cât de bine vedeți, aici am o telecomandă. Sper că se vede, cu care vom activa Luna care este acolo. O să apăs pe butonul de on, dacă îl numeresc, cred că ăsta e, da. Și s-a aprins Luna, văd că se fac niște minunate linii, nu știu de ce, what the fuck. În fine, asta este lunica noastră, e foarte, foarte drăguță, de cât te puteți vedea. Și este setată în acest moment pe... Să vedem dacă se vede. Mare distracție cu focusul și cu lipsa de lumină. Bun, asta e telecomanda, este setat în momentul acesta pe white, care îl face Luna, evident, să fie albă, dar avem aici și o grămadă de mii de culori, opțiunea de a da lumina mai tare, lumina mai încet, ca să fie mai luminos sau mai puțin luminos, și aici e tot felul de chestii. Hai să le setăm pe rând, să vedem exact cum arată, vă arăt în caz că vreți să vă cumpărați și voi așa ceva. Bun, deci cum am zis, acum este setat pe alb, am apăsat pe alb, și acum o să dau lumina mai tare, fiindcă acum cred că e pe minim. Am dat-o foarte tare, cred că are vreo 10 sau nu mai mult, vreo 15 apăsări și așa este foarte, foarte luminos. Nu știu dacă vă dați seama în cameră, stau să vă arăt fața mea. Cam atât de luminos este, poți să citești, cred că, la lumina asta. Deci e super ok, cam așa arată. Hai să vă arăt acum și niște culori. Acum cred că vedeți mai bine și telecomanda, asta este, hai să vedem care e treaba. Asta e lumina albă, o să las la intensitate așa de mare pentru că se vede cel mai bine. Hai să vă apăsăm pe butoane, avem roșu, wow. După aceea ce mai e aici, portocaliu, portocaliu deschis, portocaliu și mai deschis și galben, care pe cameră se vede verde. Apropo de verde, avem și verde, verde, alt verde, astea deja se văd turcoază, dau spre, uite, am ajuns la albastru, albastru închis. Deci vedeți, nu știu cât de bine se înțelege pe cameră, dar e foarte mișto. Acum suntem în zona de mov și mai avem opțiunile astea, aici se schimbă culorile. Aici se schimbă culorile mai repede, într-un alt ritm. Aici se schimbă din nou culorile, vă așteptați, și practic se numește fade opțiunea asta, în sensul că de la mov se duce ușor către alb, ușor către albastru, e mai liniștitor, și aici se stinge de la culoare la negru și face chestia asta foarte ușor, după aceea de la negru la altă culoare și tot așa. Preferata mea, sinceră să fiu, este varianta asta albă și voiam să vă arăt care este textura și să vedeți că are exact textura lunii. Nu știu exact care este partea pe care o vedem noi, pentru că știți că noi vedem tot timpul aceeași față a lunii. Nu știu exact, cred că undeva în zona asta am eu senzația. Asta este suportul de lemn și așa arată, este superbă. Mie îmi place la nebunie să mă uit la ea.
cam asta fac până adorm. Mă rog, e pe o intensitate mult mai mică ca să nu deranjeze. Eu aș sta cu lumina asta, aș putea dormi, dar prietenul meu e practic alergic la lumină noaptea. Dar e frumoasă, este absolut superbă, e liniștitoare și nu mai ai nevoie de nimic. Deci mi se pare că arată atât de frumos. Eu mai aveam aici o plantă, dar am dat-o la o parte și o să încerc încet încet să golesc chestia asta ca să fie doar ea. Și pachetul de șervețele, fiindcă ăla este util. Vedeți că aici mai am o chestie în care am tot felul de creme, pastile, enzime, siropuri, ce prostie mai am pe aici. Și spray de pernă. Da, per total ador luna asta, este minunată. De când o am, n-am mai folosit nicio altă lampă, nici alte chestii ca să producă lumină. Pur și simplu când știu că vine seara, o aprind pe ea și arată foarte bine. Da, este superb. Uitați-vă un pic, trebuie să-i fac niște poze, să o postez pe Instagram, că e prea frumoasă. V-am zis, albul este preferatul meu, dar preferata, culoarea mea preferată pentru această lună, dar e fain că ai mai multe opțiuni. Poți să o lași în funcție de ce chef ai, poți să o lași, de exemplu, pe, nu știu, mov. O intensitate mai mică, am înțeles că movul este relaxant, pe mine m-a agit, nu știu de ce îmi dă starea asta și să te joci cu intensitatea. Și gata, am reușit să vă arăt în sfârșit și luna mea minunată și lenjeria mea senzațională. Sincer, în dormitor petrec timp doar noaptea, așa cum mi-am și dorit, în restul zilei sunt ori în sufragerie, ori în... la birou, ori în sufragerie, practic pe canapea și doar noaptea stau aici, ceea ce mă bucură pentru că pentru asta e făcut dormitorul și da, îmi place foarte mult atmosfera de aici și luna asta întregește totul, dar gata, că v-am zis destule despre lună, pisicile astea dărâmă casa, nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că, da, nu pune focus. Cam atât pentru vlogul acesta, sper că v-a plăcut. Astăzi este vineri seară, voi vedeți vlogul ăsta duminică, deci este destul de actualitate. V-am zis care e faza cu tutorialul de luni, ne vedem luni seară cu tutorialul de luni, în care vă arăt machiaj cu produse sub 30 de lei. Sper să vă placă, sincer, clipul. Și cam atât. Mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Sper că v-a plăcut. Îmi place foarte mult să fac vloguri și în ultimul timp cred că în fiecare duminică am postat vlog. Nu, cred că exagerez, nu cred că chiar în fiecare duminică, dar așa mi-aș dori, sincer. Pentru că eu cumva asociez weekendul cu un vlog. Adică weekendul e de relaxare și se termine seara, duminică seara cu un vlog. Mi se pare tare, nu promit nimic pentru că sunt probabil săptămâni care nu se întâmplă nimic, nu că mi s-ar întâmpla ceva extraordinar, dar uneori pur și simplu n-am chef să filmez, dar de data asta am filmat și mă bucur maxim și o să încerc să fac cât mai des. Gata, îmi desprind părul, fac și eu ceva că stă cam dubios. Are o formă așa cât de cât. E super hidratat, asta mă bucură. Și după aceea mă pun la somn. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clip. Vă îmbrățișez și ne revedem la următorul videoclip. Pa, pa!